căruță. Câmp, bineînțeles, să nu stea de vorbă cu nimeni, să fie departe de carantină. Acolo e sănătatea și acolo sunt vitaminele. Ce fac fermierii în perioada asta, ne spune Marian. Marian, fă-te că muncești. E chiar bună. E bună asta. Să trăiesc, bunața, domnul Dani, vă salut din Dâmbovița. Am venit la un fermier să vedem cum se descurcă în această perioadă, pentru că am auzit discuția, am văzut știri cum că marfa ar fi, sunt legume, însă, din păcate, este destul de complicat să le vândă, chiar se strică multe legume pentru că nu are cine să le cumpere. Vrem să vedem dacă este așa, vorbim cu Dode. Dode, bună dimineața, bine te-am găsit. Suntem în Dâmbovița. Vreau să spun ceva. Niciodată nu am văzut atât de multe solarii ca aici. Care este povestea locului, în primul rând? Bună dimineața, în primul rând. Bine ați venit la Băleni. Bună dimineața, Dani și Răzvan. Este o comună de legumicultori în totalitate, mai ales satul Băleni Sârbi. Avem o suprafață foarte mare de solare și de legume în perioada asta, iar cu piața ne descurcăm mai greu. Din cauza crizei cu populația, nu iese la piață. Este destul de complicat în această perioadă. Voi ați muncit ca să aveți acum legumele gata pentru scos pe tarabă. De cât timp ați început voi munca? De când munciți? Noi muncim de mici, dar pentru anul ăsta muncim, cred că de pe 3 ianuarie am început munca la solare, semănat, plantat, învelit, ca marfa să fie gata până în Paște. Cred că sunt aici la voi, sunt mii de solarii. Vreau să-mi spui așa, ce aveți aici? Aveți ceapă, ridic, ce aveți? Cu ce vă ocupați? La noi în zonă, la perioada asta, avem ridichi, avem ceapă verde, usturoi, salată, pătrunjel, leuștean. Îmi spuneai că problema este cu vânzarea, că nu reușiți să le vindeți. Tu mergi în piață cu ele, vinzi la angro. Cum supraviețuiți, cum vă descurcați acum? Anul ăsta vindem doar la tarabă, fiind populația oprită să iasă pe străzi, la piață. În fine, asta e situația de anul ăsta. Vindem mai greu, dar încercăm să mergem mai departe. Vă descurcați greu în această perioadă? Spuneai că ați investit ceva, adică numai ca să uzi tot ceea ce aveți aici, ați consumat destul de multă energie electrică, oamenii care vă ajută, adică ați investit ceva și sperați măcar investiția să vă scoateți. Dacă ne ajută Dumnezeu să vindem măcar jumate din marfă, să ne scoatem investiția, iar cealaltă jumătate ce vrea Dumnezeu. Este adevărat că ați avut și marfă care s-a stricat pentru că nu a avut cine să o cumpere? Am avut și marfă de am aruncat-o, dar n-avem ce să facem. Asta e situația. Dacă ne-ar lăsa piețele libere, să vină lumea să cumpere, eu știu, un program mai măricel. Deci asta v-aș dori voi, în primul rând, v-aș dori să fie piețele deschise. Haideți să intrăm într-un solar. Ce aveți aici? Ce ai pregătit aici? Că sunt mai multe. Aici avem. Intrați, ieși în solar. Aici avem ridichii, pătrunjel verde, usturoi verde, salată. Mamă, ce distanță, cât ce distanță are solarul ăsta? Solarul de-l vedeți dumneavoastră are 210 metri lungime, are 1300 de metri pătrați. Mamă, deci s-a muncit foarte mult și se muncește foarte mult aici la voi. Acum să sperăm că veți avea, nu știu, puterea să treceți peste această perioadă, pentru că, așa cum ai spus, de o viață faceți treaba asta și vreți să mergeți în continuare. În cât timp s-au făcut și cât rezistă legumele pe care le vedem aici? Legumele poate să reziste în casa omului 5 zile, 7 zile lejer, în stare proaspătă, nu se pălesc, nu se ofilesc, nu se strică, pentru că nu sunt intoxicate cu fel și fel de insecticide și alte prostii. Sunt legume făcute 95% natural. Am mai auzit o discuție acum că și voi ați mărit prețurile. Este adevărat că ați mărit prețurile la legume în această perioadă? Ai văzut că s-a discutat și despre treaba asta. Cât și pentru dumneavoastră și pentru cei de acasă, prețurile nu sunt crescute, nu sunt exagerate, prețurile sunt chiar mici față de anul trecut, față de acum 2 ani. De exemplu, legătura de ridichii este pe tarabă 1 leu, ținând cont că facem naveta 80 de kilometri până la piață. Noi suntem cam la 80 de kilometri de București. Deci de aici ar pleca așa, o legătură de ridichi 1 leu, ceapă verde... Un leu, ceapa verde care este... Vorba, nici investiția ei, că și noi cumpărăm arbagicul, de-l plantăm. Așa, o salată? O salată e 2 lei, maxim 3 lei, dar foarte greu. Și uitați salată, uitați ridichii, pătrunjelul, cum arată, e natural. Și aici pătrunjelul, cu cât este o legătură de pătrunjel? Fix un leu. Tot un leu? Da. Am înțeles. Spre deosebire de anul trecut, care au fost prețurile de anul trecut? Cu cât se vindeau? Tot la fel? Erau mai scumpe? Anul trecut s-a vândut dublu legătura de ce se vede, de ridichii, salata dublu la preț.
și ceapa și bătrunjelul a fost dublu la preț și cantități mai multe la piață e vândute decât acum. Asta să, e, am înțeles acum. O să mai rămân cu tine aici pentru că mai târziu ai zis că vrei să mă duci în altă parte să vedem într-adevăr cât de mult se muncește aici și cât de mulți fermieri sunteți. Cu salată vă duc și în câmp deschis să vedeți și acolo tot așa salată, ceapă, usturoi, ce mai vreți să mai vedeți acolo este. Hai că dacă pot să te ajut până atunci, rămân și eu să te mai ajut, măcar dacă la treabă, tot am băieți. Venit. Haideți că sunteți mulți și ne apucăm de treabă. Îți mulțumim și acum mergem să facem un tur să-mi arăți ce se întâmplă pe aici, cum vă descurcați în această perioadă. Domnul Răzvan, domnul Dan, ne vedem și puțin mai târziu. Mi-am făcut un nou prieten pe Dode și sper să nu mă pună la muncă, dar dacă este nevoie, îl ajut. O să iau și pentru măcar niște luați, păpuse, luați da? Și pentru Dan și pentru Răzvan, pentru toată echipa, că avem de unde, este. Este, Marian.